Am emoții cocoleșilor pentru că mă voi juca profa cu mustață singură. Credeți că am să mă descurc? Credeți că am să mă descurc? Vreau să ziceți în comentarii. Da, Cristina, te vei descurca. Ești cea mai tare gameriță. Nu știu dacă să vă cred. Vă zic sincer. Eu zic să rămâneți până la sfârșit și să vedem dacă mă voi descurca, oameni buni. Pentru că acest joc este foarte greu. Deși sunt eu o gameriță, recunosc asta. Bun. Deci, credeți că doamna profă cu mustață poate să strice Crăciunul? Haideți să facem un om de zăpadă pe care nu-l va uita niciodată. Hai să dăm play și să apăsați butonul de cocolăc. Ia uitați cum eu fac aici un om de zăpadă. Omule, se pare că e supărată pe noi că i-am făcut omul de zăpadă. Dar ce om fără suflet este profa asta? Nu știu ce asta, închidem. Da, deci dați-mi, curați-mi acolo baftă. Habar n-am care-s butoanele. M-am mai jucat eu profa cu mustață singură și v-a plăcut. Dar nu știu dacă mă voi descurca pentru că a trecut ceva timp și chiar nu știu. Bun, la omul ăsta de zăpadă, probabil, mă gândesc că trebuie să punem un cap diferit. Așa este, ca să o sperie. Hai să mergem puțin aici în pivniță. Eu am de gând să mă joc așa puțin tel câteva minute fără hinturi. După aia, frate, să bag hinturi, să rup aici. Ce că și când eram cu Felix băgam hinturi. Ce asta? Eu cred că, auleu, asta o să o punem în loc de cap, oameni buni. Și instinctul meu îmi spune că trebuie cumva să o vopsim albă. Ia să vedem, profa se duce în spate. Duce în spate, așa, dar eu am să mă duc în altă parte. Haideți să mergem sus pe scări, pentru că ea nu este sus, așadar vreau să profit puțin. Așa, doamnă profesoară, du-te și fă-i niște spor! Nu cumva să te îngrași de Crăciun, să nu mănânci așa de mult. Mă uit pe aici și nu văd nicio chestie, s-ar putea să fie în camerele de DIY sau prin baie, că acolo își ținea lucruri. Bă, dacă găsim prin baie niște chestii. Hai să fim super atenți, deci vreau să văd dacă voi aveți încredere în mine că eu mă voi descurca. Eu vă zic sincer, eu n-am încredere în mine că mă voi descurca. Da, vedem noi. S-ar putea să vă uimesc pe toți, habar n-am. Ce chestia asta era până acum? Dacă era sau... Acum, haideți să ne ducem la baie. Să vedem, doamnă profesoară, găsim ceva pe aici la baie pe care putem să folosim? Nu-i nimic nou. Ia să vedem, nici în camera asta nu pare să fie ceva. Haideți să tot continuăm și să fim în același timp cu ochii în 14 pe profă, care se pare că a apucat-o cititul. Ia, deci colcolicșilor, eu mă pun să caut pe aici pe sus, dar nu... Ce e chestia asta? Niște chestii de Crăciun, probabil. Ia să vedem. Nu-mi pare nimic ca și cum ar fi ceva nou. Vedeți? Ia uitați, nimic deocamdată din ce putem folosi. Hai să mergem mai departe și să vedem. Nici în camera asta nu-i nimic. Păi, fraților, nu este nimic. Cred că multe dintre ele sunt pe la bucătărie. Ia, gata. Haideți să mă duc pe jos, doamnă profesoară. Ia, haideți dumneavoastră sus. Hai, vă rog să veniți până sus. Nu vă duceți la bucătărie, că n-aveți ce să faceți acolo. Mai, dar ea nu și-a decurat încă casa. Oh, se duce sus. Hai să mergem jos, să avem noroc. Deci, doamna profesoară, eu mă așteptam să-și decoreze aici super de Crăciun, dar deocamdată nu. Ce e asta? White spray! Yay! Și ăsta e frișcă. Nu, e sare? E sare, nu? Oare putem să folosim și sare la ceva? Nu știu. Hai să vedem, cocoleșilor. Ce chestia asta? Auleu! De ce am băgat mâna acolo? Ok, chestia este în felul următor. Mă bucur foarte tare că sus nu am găsit absolut nimic, așadar eu nu mai duc pe sus. Și mă concentrez doar jos. Haideți să vedem dacă putem fără hinturi. Luăm repede repejor tot ce am luat și până acum. Așa, da, am vrut doar, vă rog, nu vă supărați, suntem și noi niște copii nevinovați, doar am vrut să facem un om de zăpadă. Ui, nu-i place omul de zăpadă, n-are suflet. Așa este, cocoleșilor. Vreau să ziceți dacă ați făcut om de zăpadă, că eu n-am mai făcut de foarte, foarte, foarte mult timp. Haideți să luăm la sfârșit chestia aia. Hai să luăm deocamdată. Băi, eu nu m-am uitat unde-i prof. Mers cu curaj și cu tupeu. Mă, dar de ce? Puteam să fac aici ceva? Uite, uite, de eu vreau să pun mâna pe foc! De ce nu pot să pun mâna acolo? Că doar e un joc!
Da, deci pur și simplu, nu știu de ce mă lasă să... S-ar putea să trebuiască să pui apă și să stinge ea cărbunia ca să după aia să iei. Dar nu știu, avem treabă cu ei? Bun, haide că mă învăț minte. Nu mai ating pe foc și mă duc în restul casei să văd dacă pot să găsesc ceva. Mă întreb oare ce pot eu să găsesc? Hai, a treia încercare ar trebui să fie cu noroc. Așa e, cocoricilor. Și am să încerc să mă abțin să nu mai pun mâna pe foc. Repede, 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 că profa vine. Mă duc repede să iau chestia albă. Așa. Așa, white. Sigur trebuie să văruim, să vopsim bucata aia. Ia să vedem aici, găsim ceva. N-am găsit nimic, 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 nimic. Ia să vedem. Asta ce-i? E, cu asta trebuie să iau, cu clienștele. Aha, hai că mă duc să iau. Mă duc să iau, mă duc să iau. Vezi ce isteață sunt? Este. Am văzut pe profă și era cât pe ce să mă prindă. Haideți să ne uităm și în camera asta dacă e ceva. Nu-i nimic. Ok, nu este absolut nimic. Eu zic că m-am descurcat super bine până acum. Mai dau așa o fugă pe aici și să văd dacă găsesc ceva. Căști, 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 nu-i nimic. Și, și asta nu are o intrare pe aici, bă, fraților. Hai să ne ducem în celelalte camere. Deci acolo în camera aia am fost. Să văd dacă găsesc ceva și pe aici. Nu mi pare să fie nimic. Oricum, haideți că eu zic că mă pricep. Mă pricep destul de bine și la joculețul ăsta. A, e ceva pe aici? Nothing. Nu este absolut nimic. Ia. Nici aici. Ai de mine, profa este în bucătărie și se duce în partea alta. Am noroc că nu vine spre mine. Nu vine spre mine, așa-i? Hai să vedem. Nu, nu vine spre mine, nu? Se duce cealaltă cameră. Ok, s-a dus în salon. Acum, cocolișilor, haideți să mai căutăm puțin pe cea prin bucătărie. Dar, sincer, aș băga un hintuleț imediat după... Da, ce chestie? Asta era una? Erau, erau, erau? Bun. Haideți repede, cocolișilor, să băgăm un hint. Așa. Find something to replace snowman head. Asta știu, am găsit. Haideți să mergem să-l și luăm. Uite așa, că știți care e faza. Dacă folosim hinturile... A, uite, uite o lopată! Bă, dar unde ar trebui să sap? Ia să vedem, este ceva pe aici unde ar trebui să săpăm? Wow, lopata asta sigur trebuie să săpăm undeva. Dar nu văd deocamdată unde să sap. Mă duc să înlocuiesc capul. Așa, am noroc că ia să duc în partea cealaltă. Mă duc să înlocuiesc capul omului de zăpadă cu chestia asta. Așa. Profa se duce în casă. O lăsăm repede, repede să se ducă în casă. Hai, doamn profesor, intră, că ți-e frig, ți-e frig la mustață. Hai, du-te, du-te, du-te. Și după ce folosim chestia asta, mă gândesc să o dăm cu spray alb. Ia să vedem. Use white spray. Așa. Ești? Use shovel to dig out carrot. Ah, ok. Hai să vedem, are pe aici vreo grădină? Vreo grădină cu morcovi? Unde sunt morcovii? A, uite, cred că aici e. Dacă aș fi un morcov... Auleu, e... Am văzut-o, profă. Hai, dar repede, nu, nu te rog, nu te du, nu te du, nu te du, nu te du! Doamnă profesoară, hai după mine, nu te du la omul de zăpadă, nu te du la omul de zăpadă, nu! Nu te du! Doamnă profesoară, hei! Fato! Fato! Chestia este că știu cum trebuie să facem! Așa, bă, fraților, ce inteligentă sunt! Haideți, în felul următor, prima dată, ne ducem și luăm lopata, după aia scoatem morcovul, după aia punem capul și îl vopsim repede, repejor. Haide, că deja sunt expertă! A spus careva că o să mă pricep? Vreau să vă citesc comentariile, să văd care dintre voi a avut dreptate, oameni buni! Hai, doamnă profesoară, nu mai vorbi atâta și lasă-mă să fiu o gameriță, că se pare că mă pricep foarte tare! Vreau să o ziceți în comentarii dacă vreți să mai fac și alte părți de profa cu mustață singură. Ha? Că s-ar putea să mă pricep. Vă pică fața cât de bine mă pricep. Așa, merge repede, luăm ăsta alb. Hai să luăm. După aia, mergem, luăm lopata și chestia asta. Stai, dacă toți sunt la bucătărie, hai să luăm cărbunile ăla, da? După aceea mergem, luăm lopata. Au, stai că vreau să iau lopata! Doamnă profesoară, lasă-mă să iau lopata, te rog, cumva să stai cât mai mult sus. Așa, am luat. Acum mă duc repede, repejor, iau lopățica. Nu, m-a văzut profa! Doamnă profesoară, ți s-a părut, nu eram eu.
Nu eram eu, doamnă profesoară! Și acum, așa, vino aici, doamnă. Hai, adu-ți mustața să se bronzeze puțin, că eu am de gând să mă duc în fața casei și să dezgrop niște morcovi! Pentru că știu cum. Așa, luăm și asta. Bun, mergem și dezgropăm morcovii! Și stați să vedeți ce șmecherie în pălărie o să fie acum. Așa, uite, morcoviorii sunt aici. Ce repede am și găsit. Câști, 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 luăm morcovul. Doamnă profesoară, te rog frumos să stai cât de mult poți prin casă, da? Stai să o văd. Deci eu vreau să fac toate lucrurile astea repede. Dar nu vreau să le fac în timp ce ea este pe aici. Pentru că am văzut că dacă îi pun capul, imediat vine. Aoleu, stai că nu e bine pe aici. Nu e bine că dacă ea vine, eu nu am unde să mă duc. Ați văzut ce privire mi-a tras, cică? Cocos Cristina, știu că îmi pui la cale o farsă. Am de gând să mă duc să văd ce este? Nu, mă duc sus, că doar sunt o prof. Așa, hai să mergem și să punem ăsta. După aceea îl vopsim alb. Așa. Punem morcovul și punem ăsta. Și acum am completat. Și acum ce facem? Hai să dăm indiciu. Eu cred că am făcut tot. Find snowman hat. Dar zi-mi unde îi. Nu, e placed in the sculpture room. Are camera de... nu! Nici ai venit, prof, urâtul! Doamnă profesoară, aici sunt! Aici sunt! Bă, vă observați că nici măcar mă bag în seamă! Deci eu, dacă aș fi avut pălăria, l-aș fi terminat. Stai că nu... Am crezut că... Au, lasă-mă să mă urc! Hai, repede, 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 să luăm pălăria. Mamă, ce fuge, frate! Ia, uite și tu, fuge și vine direct la etaj! Auleu! Vine la etaj, oameni buni! Bă, ce prop! În care cameră s-a dus? Auleu! S-a dus direct acolo, dar eu sunt mai steață decât ea! Hai, mă duc în camera de sculptură. Este pe cea vreo pălărie? Unde e, frate, că n-am... Uite pălăria. Așa. Și acum, haideți să mergem, să sărim aici. Ne lasă să sărim. Au, nu mă lasă să sar de aici, fratele meu. Haideți să mă duc pe scări. Haideți dacă mă vede. Țineți-mi pumnii, cocolișilor, că vreau să fiu adevărată gameriță și vreau să fac farsa la profă. Așa, hai. Pe locuri, fiți gata, că dacă nu vă iau cu lopata. Roan, am făcut farsa! Și-am făcut-o în scurt timp. Adică chiar sunt gameriță, 13 minute mi-a luat. Bă, fraților! Aștept să mă felicitați, să mă lăudați, să-mi dați cât mai multe cocolaicuri și comentarii cu flori. Știți că mi-mi plac florile. Da, deci chiar am avut încredere zero în mine. N-am crezut că am să fac farsa asta, dar ia uitați cât de bine m-am descurcat. Ar trebui să am mai multă încredere în mine, bă. Hai să vedem. Doamna profesoară, hai de jos, că te așteaptă un om de zăpadă foarte adevărat. E adevărat, e din zăpadă, îți spun eu. Hai, că știu că îți place. Hai, grăbește-te. Repede, repejor. Ia uitați-o, ia uitați-o cum vine. Cine a făcut omul ăsta de zăpadă? Cumva, Cocos Cristina? Bă, da, se pricepe Cocos Cristina să facă oameni de zăpadă. Mamă, cum merge, fraților, ce profil are. Am un taur. Vine să mă împungă. Auleu, vrea să împungă pe omul de zăpadă. Auleu, vrea să-i dea un pumn. Oi de capul meu! A transformat-o pe ea într-un om de zăpadă. Băi! Da, aștept flori, aștept urări, aștept statui. Da. Aștept cocul like și neapărat vreau să vă citesc comentariile. Până data viitoare, v-am pupat și nu uitați că sunt o adevărată gameriță! Pa!